O pisică fără stăpân a ajuns vedetă pe rețelele de socializare după ce a mers singură la camera de urgență a unui spital pentru ca medicii să-i repare piciorul rupt. Pisica s-a îndreptat de una singură spre camera de urgență, unde a fost de îndată tratată de către personalul medical al spitalului de stat și apoi ținută o vreme sub supraveghere. Patrupedul a așteptat puțin în camera de urgență, după care a mers în camera de intervenție chirurgicală, dându-și seama că piciorul pisicii era rupt. Personalul medical i-a acordat primul ajutor pisicii suferinde și i-a fixat piciorul și l-a bandajat. O asistentă a declarat faptul că au tratat pisica, al cărei picior era rupt. De 5 ani lucrez ca asistent medical la acest spital. În timp ce lucram, am văzut o pisică intrând și a fost uluitoare. Când am ridicat-o pentru examinare, am observat că i s-a rupt piciorul și am pus o atelă. Am ținut pisica sub supraveghere o vreme, după aceea pisica s-a relaxat și a ieșit din nou de unde a venit, de parcă ar fi știut drumul. A început să vină la noi din când în când și am slăbit atela pe care am făcut-o, astfel încât pisica să poată merge confortabil, relatează mesajul.ro.